Hei, bună dragilor, sunt Tudor de la Lavanda de România. Iar iarăși fac un film cu voi din cultura noastră de lavandă. Vedeți, aici în jurul meu e mijloc de mai și acum este verde. Au început să iasă primele primele frunzulițe de lavandă, vezi, proaspete. Și e momentul în care știm că încep să apară și florile de lavandă. undeva cam în trei săptămâni, cred că o să fie deja, tot câmpul ăsta o să fie deja mov, o să înceapă să fie mov, o să țină toată luna iunie, până undeva prin prima parte de iulie, când o să recoltăm tot ce avem în spate aici. Um, în videourile trecute ați văzut că v-am arătat cultura de lavandă, cum e ea după ce trece iarna, uh, când e încă, încă gri. Iată că foarte repede s-au mișcat lucrurile de o săptămână, două încoace, Deși a fost o primăvară târzie, plantele au vrut să recupereze și uite că acum undeva în luna mai au început să, din gri, au început să se facă verde și e verdele ăsta așa de fain peste tot în jurul meu, verdele, crud. Ia uite și butașii de lavandă la ghiveci, cum ei sunt și mai verzi, și mai bine dezvoltați decât plantele din cultură, pentru că ei au fost ținuți în condiții mai bune decât condițiile de aici, din câmp, în care ținem plantele de lavandă, cultura noastră. Na, uite ce bine, ce fain arată lavanda la ghiveci. O puteți planta și acum, fără problemă, toată luna mai o puteți planta, o puteți planta și în iunie și în iulie, deci absolut fără problemă, pentru că ea, ea este în ghivece. Deci ea e prinsă deja în ghivece, Ia să vedem cum arată rădăcinile, iată-le. Deci toate rădăcinile sunt prinse. E deja pătrunsă bine. Uh, e verde, deja are și flori. Uite ce faină. Au început să apară și florile de lavandă. La, doar la acela ghiveci, că cea din câmp încă mai are de așteptat puțin, câteva săptămâni. Uh, și e o nebunie totală. Deci aici în câmp e o nebunie totală. Am vrut să fac... Uh, am vrut să fac un live, dar nu mi-a ieșit pentru că internetul merge destul de prost astăzi. Probabil că trebuie să schimbăm operatorul telefonic. Dar cu acest video vreau să vă arăt, vreau să cumva să simțiți și voi ce simt și eu aici. Deci e un miros foarte puternic pentru că absolut tot ce în jurul meu aici, toate plantele astea verzi, când dau așa cu mâna pe ele, Uh, emană un miros extrem de puternic de lavandă, proaspătă. Deci nu de floare de lavandă, ci de uh, plantă de lavandă. E un miros diferit. Uh, e o nebunie totală. Deci cât m-am așezat aici și am mișcat puțin plantele astea, am făcut, uh, am făcut un miros în jurul meu de m-a amețit. Um, da, uite, asta vreau să vă arăt acum. Eu asta, uite, sunt, vă mai arăt câteva ghivece de lavandă, de lavandă la ghiveci. Iată-le, pe care puteți să le comandați acum. diverse forme. Deci unul au mai multe tulpini, unul au câte tulpina, deci nu sunt toate chiar la fel. În schimb, toate sunt lemnificate, toate sunt dezvoltate, toate au rădăcinile bine dezvoltate, deci fără nicio problemă, plantele acestea le puteți planta oricând la voi în, în grădini. Mai există o confuzia. Unii, pe, unii clienți, unii dintre voi, ne întreabă uh, dacă avem plante cu rădăcină nudă. Uh, bineînțeles că acum nu se mai poate planta rădăcină nudă, uh, ci doar plantele care vin la ghiveci. Confuzia apare că noi le numim uh, lavanda la ghiveci și uh, unii dintre voi au impresia că asta înseamnă că acele plante, asta lavanda la ghiveci, e destinată a trăi în acest ghiveci. Uh, nu la asta ne referim. Putem să le spunem și pahare de răsad sau nu sunt răsaduri, dar putem să le numim pahare. Ideea este că noi le vindem așa la ghivece, nu ca să le țineți în ghivece acasă. Puteți face și asta dacă vreți. Dar noi le vindem la ghivece ca să puteți să le plantați o perioadă mai lungă din an. Deci să nu trebuiască să le plantați doar în februarie, martie, de vreme. Deci le puteți planta absolut oricând. De asta le facem la ghivece și le vindem așa. Pentru că ele nu au nicio problemă dacă le țin de... Deci plantarea înseamnă că faceți o groapă de dimensiunea asta și pur și simplu scoateți din ghiveci planta și o băgați în groapa respectivă. Deci absolut nimic nu se întâmplă cu planta pentru că ea e udă, noi le udăm, când le livrăm ne asigurăm că sunt Suficient de umede ca să reziste până la voi, și rădăcinile au deja această turbă, deci ele sunt pătrunse prin această turbă. Și practic planta vegetează. Eu aș putea să o țin și așa și nu moare. Asta înseamnă lavanda la ghiveci cum vindem noi pe site, pe și de la O altă întrebare care mi se pune des e cum se plantează lavanda la ghiveci. Uh, noi nu avem, avem un ghid pe site uh, și avem inclusiv documentația care vine dată cu coletul, care vă explică cum să plantați lavanda cu rădăcină nudă, care se plantează mai dificil. E, deci, lavanda cu rădăcină nudă uh, are nevoie de o atenție specială. Um, dacă urmăriți acele instrucțiuni de plantare pentru lavanda cu rădăcină nudă, um, știți mai mult decât trebuie ca să puteți planta și lavanda la ghivece. Pentru că lavanda la ghivece uh, se plantează efectiv așa. Deci e foarte simplu, nu trebuie să faceți nimic special. Uh, după ce o plantați, o udați uh, și apoi uh, udarea o faceți pe parcursul primului an, de câte ore nevoie. Când vedeți că se usucă pământul, deci la mine acum e, nu știu cât se vede pe uh, cameră, dar uite, e pământul e uscat. Deci aici în câmp e uscat, cu și praf, <laughs> e perfect uscat acum, asta înseamnă că dacă ar fi în grădină, eu aș uda acum. Deci aș uda plantele de lavandă vandă plantate anul ăsta în acest moment. În câmp fiind plante cei în jurul meu, aici e cultura noastră de lavandă e mare, sunt plante vechi, sunt plante mature, astea nu mai trebuie udate acum pentru că rădăcina lor se duce undeva până la 2 metri în pământ. Deci nu mai am nicio grijă uh, că vor muri de sete plantele de aici, din jurul meu. Uh, în schimb, plantele pe care le puneți voi, astea la... frumusețele astea mici, <laughs> pe care le puneți voi în grădină, uh, în primul an trebuie să le udați, pentru că în primul an nu au suficientă uh, apă. Deci nu sunt plantate adânc. Și la adâncimea asta, păi, e posibil să se usuce pământul. Și atunci le dați apă, le ajutați. Din anul 2 încolo, în principiu, rădăcina o să fie suficient de adâncă încât nu trebuie să mai udați foarte mult. Uh, nu vă recomand să udați cu um, zilnic. Deci uh, Mulți le puneți, puneți la vanda în jurul gazonului, faceți niște decorațiuni foarte frumoase prin grădină uh, și uh, aspersoarele de la gazon udă și lavanda. Nu vă recomand asta pentru că gazonul voi îl udați în fiecare zi. Lavanda nu trebuie udată în fiecare zi. Și atunci reglați aspersoarele în așa fel încât când... Uh, stropesc gazonul, să nu dea și peste lavandă. Deci e foarte important ca să nu, se acu să nu acumuleze apă multă pe lângă lavandă și să nu se nece. Există riscul să se nece dacă, stă prea mult, dacă pământul e prea umed, dacă mustește așa de apă. Încă o întrebare pe care o primem des pe site la noi, pe butaștelavanda.ro, inclusiv pe pagina noastră de Facebook, pe Lavanda de România, e cum se îngrijește lavanda. E uite! Haideți să vă arăt că asta e important. Um, hai să aleg aici una care are mai multe flori, că e mai simplu de, arăt, de exemplificat. Iată. Um, deci lavanda asta, presupunem că ați cumpărat-o de la noi, ați plantat-o în grădină și în momentul ăsta ea așa arată. Deci e plantată, e în pământ, până la adâncimea asta și așa arată la voi în grădină. Um, să zicem că acum e primul an, da? De de când ați plantat-o, e primul ei an la voi în grădină, Na, atunci deja au început să apară niște uh, boboci noi de floare. Na, ce facem acum? Uh, le tăiem. Deci nu le lăsăm, fiind primul an, nu le lăsăm să înflorească. Deci eu în momentul ăsta, așa cum e ea, aș tunde-o fix așa. Se vede bine. Prea. Deci fix așa aș tunde-o, ca să nu o las să înflorească. Pentru că în primul an eu nu vreau să înflorească. Are Face oricum puține flori, nu sunt foarte multe și mai degrabă decât să înflorească, o ajut să-și dea tulpini noi, să-și facă rădăcină mai puternică și să dea frunzulițe ramificații noi, a, ca de anul viitor, de anul 2, să fie mult mai dezvoltată. Deci asta e scopul meu pentru primul an la lavandă. De asta o tundem. A, și tunderea asta o facem ori de câte ori e nevoie, ori de câte ori apar flori noi, le tundem. E o nebunie de miros aici. Deci... Cel mai mult și mai mult îmi place la lavanda proaspătă e mirosul. Toate frunzele astea, astea verzi, astea crude, astea care de, par, de bea apar acum, au un miros extrem, extrem, extrem de puternic. E un miros foarte complex, e floral, în același timp e îmbătător, îți intră până în toate sinusurile, îl simți foarte puternic. Și un miros complex, e specific de lavandă de complex, nu e mirosul de floare, e mirosul de frunză, care e diferit de mirosul de floare. E o minunăție, deci eu sunt înnebunit și voi când primiți coletele, ele sunt niște cutii cu câte nouă ghivece de genul ăsta. În fiecare cutie nouă ghivece de astea, când deschideți, o parte dintre voi ne dați feedback-ul ăsta, deschideți cutiile alea, uh, ne dați un feedback așa de pozitiv încât ne spuneți că, mamă, ce fain miroase, deci e un miros extraordinar, plântuțele foarte proaspete, foarte verzi, uh, pentru că așa e. Deci e, în momentul în care deschizi un colet cu flori de lavanda, vanda foarte puternic. Uh, eu uh, uh, car lavanda uh, în duba noastră, uh, o duc de la câmp la uh, hală, unde facem ambalările. Și în momentul acela în care merg cu duba, dacă deschid geamul la dubă, se creează un curent de aer între cei în spate și cei în cabină. Și tot mirosul de la plantele astea din spate intră în cabină. Deci, vă imaginați ce miros puternic e. Mie cred că mi-a dat, mi-a creat o dependență. momentul ăsta în care am venit pe câmp e, e seara. Sincer, nici mai știu câte ceasă la cât de verde e în jurul meu și cât de frumos miroase, nici nu mă interesează cât de ceasul. A, răsare soarele, a, scuze, deci eu cred că am mirosit prea multă lavandă, a pune soarele și e o senzație așa de plăcută, e cald, se aud păsările, a, vecinii noștri au rapiță în jurul nostru, deci e galbenul dinaintea movului de lavandă, o să vă arăt și vouă puțin rapița. Uh, e așa de plăcut și ad o adiere așa lină de uh, avântului, încât uh, aș sta aici până, până se întunecă. Cred că și după ce se întunecă, dacă nu se face prea frig. Uh, eu, e foarte plăcut. Deci e un loc în care ai putea dormi, deci așa între, cum stau eu aici între rândurile astea de lavandă, m-aș putea întinde și să dorm, cred că aș dormi cel mai odihnitor. Somn al meu, mult mai odihnitor decât în pat. Și asta doar din cauza aerului, a mirosului de lavandă, de câmp, e extraordinar. Um, și uite! Lavanda asta poate fi și a voastră. Foarte mulți comandați perioada asta, ați început să comandați de asta iarnă. Foarte mulți plantați în grădină. Vă mulțumim foarte mult, chiar ne bucurăm foarte mult că vă plac plantele noastre. Sunt mulți dintre voi care au cumpărat un set de ghivece și apoi au revenit cu a doua comandă pentru un set de ghivece, pentru că pur și simplu au fost timiți de calitatea lor, cât de faine sunt plantele și ce bine dezvoltate sunt. Și uite că vă așteaptă, deci puteți face la voi în grădină un mini câmp de lavandă. Nu așa de mare ca ce am eu aici, dar uh, suficient încât să, să faceți un colțișor în grădina voastră unde lavanda uh. puneți un hamac și vă retrageți acolo într-o seară de vară uh, plăcută. În luna iunie e și înflorită, e în mov, deci e extraordinar. E foarte frumos să așa ceva în grădină. Noi avem uh, în grădină și lavandă și avem și uh, lavandin, deci e... ne place foarte mult uh, lavanda. Și hai, intra pe butasdelavanda.ro și comandă și tu lavanda ta pentru grădina ta. O poți planta chiar acum.